Bună și bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi vreau să vă prezint o mică comandă dată pe site-ul Dubai Collection. Dar înainte de a începe, nu uitați de abonare, clopoțel și un like dacă vă place ceea ce vizionați. Am dat o mică comandă pe site-ul Dubai Collection pentru a cumpăra câteva decanturi de parfumuri în variantă de 10 ml. Vreau să încerc aceste parfumuri înainte de a le cumpăra în variantă mare. Cu cei de la Dubai Collection am o afiliere. Dacă folosiți codul meu de reducere de 5% SS05, veți beneficia de această reducere de 5% la orice comandă pe care o plasați pe site-ul celor de la Dubai Collection. Eu spun că merită, indiferent dacă acele parfumuri sunt deja la o reducere, deci este o reducere suplimentară de care vă veți bucura voi în comandă. Haideți să vedem, și eu vă mulțumesc din suflet pentru folosirea codului meu SS05. Haideți să deschidem. Am de ceva timp acest mic pachetel, numai că eu am fost foarte răcită și clar nu puteam să mă bucur de aromele respectivelor parfumuri. Acum sunt bine și haideți să deschidem pachetelul. Am notat și aici pe carnețel am și notele. Ok. Cei de la Dubai Collection sunt foarte drăguți. Dacă cumpărați parfumuri în variantă mare, puteți cere mostre a parfumurilor pe care doriți să le mai încercați și vi le vor trimite. Sunt foarte, foarte drăguți. Chiar este un site de încredere. Aici sunt acele mici parfumele, decanturi de parfumuri. În număr de 4 am aici, bine protejate. Bun, le vom lua pe rând și vom vorbi despre fiecare. Așa arată decanturile de 10 ml, scuzați. Și eu am aici blotele pentru a încerca aceste decanturi. Haideți să le luăm la întâmplare. Primul este Eternal Musk. Eternal Musk. Și haideți să vedem cum miroase Eternal Musk. Acesta este un parfum nou pe site-ul celor de la Dubai Collection. Dacă doriți un parfum, eu spun de pe site-ul celor de la Dubai Collection, vă spun că să-l luați cât mai repede, pentru că stocurile se epuizează imediat. Și haideți să vedem cum este acesta. Foarte, foarte plăcut. Vai ce bine miroase. Eternal Musk are un ADN original. Din punctul meu de vedere este un unisex. Are ca note de vârf citrice și note fresh. Și să știți că este foarte fresh. Foarte, foarte fresh. Parfum pentru vară, clar. De mijloc, note florale, lăcrămioară și siclamă. Se simt florile albe, de bază, mușchi, note lemnoase, note pământii, ambră, mosc și note pudrate. Da, este un parfum pudrat, fresh, citric, se simt și florile, unisex, clar unisex, poate fi purtat și de către bărbați, dar și de către femei. Foarte plăcut, foarte, foarte plăcut, nicio notă care se ducă cu gândul la un parfum arabesc. Foarte plăcut. Îmi place mult. Curat. Curat, pudrat, frumos, fresh. Mergem mai departe și vom lua de acest parfumel Kisa Pink. Cred că așa se citește. Kisa Pink. Bun. Luăm un alt blotter. Vom reveni la fiecare parfumel în parte, apoi să se mai așeze. Acest Kisa Pink, tot un ADN original, deci nu este clonă a unui alt parfum. Ok. Kisa Pink este un parfum pentru femei.
Clar. Clar, clar, clar. E foarte dulce. Note de vârf. Măr și nucă de cocos. Se simte nuca de cocos. De mijloc. Violetă, iasomie și trandafir. Se simte aceste flori. Nu se simte o violetă foarte bine definită. Mai mult iasomie. De bază. Lemn de cedru, lemn de santal, paciuli, vanilie și zahăr. Da, este dulce. Clar, vanilie și zahăr. Floral. A dispărut acea notă fresh de măr, de nucă de cocos, de la început, rămânând florile. Este un parfum pentru vară, pentru timpul cald, dar este foarte, foarte feminin acest parfum. Are și o culoare roz, parcă, deci clar este feminin. Mergem mai departe și următorul se numește Rosis Vanilla, sau Vanilla, pardon, Rosis Vanilla. Acesta este un dup după Masera Rosis Vanilla. Haideți să vedem cum miroase și acesta. Imediat. Pufăim aici. Vai, 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 ce frumos miroase și acesta. Feminin, puternic, cu mult, mult trandafir. Haideți să vă spun și notele. Notele de vârf, lămâie și note de apă. Da, se simte ceva citric, dar nu pot spune că este lămâie. De mijloc, trandafir și zahăr. Se simte trandafirul foarte puternic și este un trandafir puternic. Deci chiar trebuie să-ți placă trandafirul în acest, să-ți placă trandafirul în parfumuri pentru a cumpăra acest parfum. Și note de bază, vanilie, zahăr, moscalb și cedru. Dulce, dulce, feminin, mult trandafir, un pic de lămâie la început, dar rămâne trandafirul, un parfum puternic, care poate fi purtat, din punctul meu de vedere, și în anotimpul rece, pentru că este foarte puternic. Și ultimul, dar nu cel din urmă, avem aici La Fed Intoxicate, are o culoare un pic mai gălbuie, și este dup după Killian Angel Share. Ia să vedem cum miroase acesta. Mă bucur că mi-am cumpărat aceste variante de 10 ml, ușor de purtat în geantă, plus că așa pot testa parfumurile înainte de a le cumpăra în variantă mare. Vai ce bine miroase! Deci, miroase extraordinar acesta. Este un unisex. Este un parfum, din punctul meu de vedere, purtabil în anotimpurile de trecere, timp o toamnă frumoasă, caldă încă, sau o primăvară frumoasă, spre vară. Se poate purta și iarna, e adevărat. Este un parfum extraordinar de frumos, foarte frumos. Haideți să vă spun și notele. Notele de vârf, coniac, lăcrămioare, migdale, bergamotă, mandarină, frezie. De mijloc, scorcișoară, boabe, tonka, ștejar, note lactonice, nucă de cocos, caramel, floare de prun, bujor, ilang, ilang. Și de bază, pralină, vanilie, ambră, mosc, lemn de santal. Simt coniacul, migdalele, scorcișoara, apoi vine ceva floral care îl face foarte, foarte frumos. Da, este unisex, dar poate fi purtat extraordinar de bine și pentru o femeie. Un parfum cald, frumos, superb, superb acest parfum, va fi pe lista mea pentru a fi cumpărat în variantă mare. Și hai să facem o mică recapitulare. Ne întoarcem la primul, Eternal Mask, care este un parfum unisex, fresh, curat, pudrat. Acest parfum este acel parfum care nu ar deranja pe absolut nimeni. Are acolo o notă de masculinitate, dar foarte vagă. Poate fi purtat foarte ușor și de către femei. Al doilea este Kisa Pink. Frumos, floral, dar în același tip fresh. Un parfum super pentru vară.
Feminin, clar, feminin. Este prea dulce pentru a fi bărbătesc din punctul meu de vedere, dar este un parfum superb. Apoi avem Roses Vanilla. Acesta este un parfum puternic. Trandafir, trandafir, trandafir. Deci acolo o strigă trandafir. Un parfum puternic pentru vremea rece, din punctul meu de vedere. Și ultimul, La Fête Intoxicate. Frumos, super, super. Coniacul acela, scorțișoara, notele bine blenduite. Superb acest parfum este superb. Da, acest parfum merită cumpărat în variantă mare. Bun, și aceasta a fost mica mea comandă dată pe Dubai Collection. Vă invit să cumpărați și voi, dacă nu doriți și nu știți parfumurile, aveți posibilitatea a cumpăra un parfum în variantă de 10 ml sau în variantă de 2 ml. Vă uitați la fiecare parfum în parte. Dacă doriți un parfum și vedeți că este acolo pe site și vi-l doriți neapărat, vă grăbiți pentru că va dispărea. De exemplu, când m-am uitat după notele La Fête Intoxicate, nu mai era în variantă mare, de exemplu. Vă mulțumesc mult, vă pup și ne vedem data viitoare. Pa, pa!